Aracilor, iar asta care îl face pe nu știu cum. Aha, care îi dă drumul acum peste. Dar ele pe pește, pe din da. de pește. Da, pește și fructe de mare. Dar e bun? Băi, nu că e bun. Ah. E diabolic, bă, vă spune, amintică, de îl în mai înjură în jurul în jur, ăia jur, care nu le merge restaurantul. Uh -huh. în Înțelegi? Adică, de, de ce zi, povestești, de ce e diabolic? Domnule, el a descoperit, a fost în toată lumea. Da. Și a văzut. Cum face, nu știu cum se numește ăla care bagi. Uh, crebetele în. în, în uh, uh, cum se numește ăla la. care faci înjinițelu cu, cu el. Uh, în pezmet. Pezmetul ăla, da, dar cum, da. Cum se numește? Nu știu. Măi, e unic. Uh, mănânci de ți limba. Caracatița, ce mirodenii bagă când o fierbe. și da? se topește în ce, Și cum o face, cum o lasă, da. că, da, Înțelegi? E diabolic. Mă. Iar pește, fii atent aici. Pește aduce. De la uh, Muntele Atos. Uh -huh. A arătat. Acum pe, e, e toată uh, presa. Dom'le, mai și greșește. Și eu am spus, băi... Dar nu-i scump? Nu, dom'le, pentru... Bă, asta e... Păi ce-a făcut el? asta e șmecherie? Asta... El ce-a făcut? Mă? El a făcut pentru mulțime, mă! N-a făcut pentru protipendadă, pentru noi ăștia care ne ducem... Da, Isoleta, la 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 Moni, la, astea da. unde se mănâncă bine. Da. Adică se mănâncă bine, dar e, rupe, da, îți rupe gât, rupe capul când ai plin. La, el îți dau de aici până în tine un legion. Da. Cu tot cu fructe de mare? Da. Și ia 500 de lei și îți dă și o sticlă de vin uh, uh, în baniește. În banii ești. Păi, sticla de vin la alte restaurante? E doar 500 de, doar sticla de vin. E doar sticla de vin 400. Am înțeles, da. Am înțeles? El a făcut marketing. Da. Și eu i-am spus, băi, dai de dracu, că te dușmănesc toți, înțelegi? Nu există. Păi dacă a plătit taxe, fii atent aici, a plătit taxe de aproape 2 milioane numai anul ăsta, numai taxe, fii atent aici, fără cele 250 de salariați pe care uh -huh. îi are, numai taxe la stat. Toate restaurantele din parc, uh -huh. toate, n-au plătit cât a plătit el la stat. Uh -huh. Și, te, uh, și ce, rupe acum ăsta, nu? Care le-ai dat, nu? Unde e locația ta? Da, uh, rupe, și, da, rupe. Da, fii atent aici. Omul e milionar acum? Uh, e de mult milionar. Da? da. Nu, dar are părinți, mă. Maică sa, doctor în economie, e contabil șef tai su aviator, surorile lucrează. El, el face numai publicitatea. Mă, a, el, e, el, el e, cum e ala, cu nusretul? ăla cu sare, a, La fel ca... ca salba este. Mă, ăsta este al doilea nusret. Ăsta e al doilea nusret. Al nu -n -n -n... doilea uh -huh. à, uh, 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 doar că e pe pește. Do doar pe pește. Și... Uh, tu, să ți minte ce spun eu acum. Pos. Populația um, uh, țării ăștia nu sunt toți, uh, cum să numesc, mă, ăsta? stai că o, să spun eu imediat. Uh. bine, cu altă traducere. Nu ți nebun, domne, să, să, vină a doua oară, a treia oară. Dacă la, nu la, e o, bun. La o, la o mâncare. Uh -huh. Deci îți dă ligheanu cu fructe de mare? Da. Ți-l da. pune cu 500 de lei ligheanu cu fructe de da. mare? Ia bă, pește, da. mănâncă da. până da. nu mai poate. Da, da, da. Păi da, înseamnă da. că l-a făcut pe, și pe buzunarul păturii de mijloc. Păi bine, și, înțelegi, Adică bă. tot românul, tot românul, mulți români își permit și pătura Doamne, el nu își nu, nu nu, uh, nu permite să ia, cum iau uh, alții, 300% în câștig. Uh -huh. El e... Deci asta e al doilea nu sret. Da? 60%, 70%. poate să se la dezvolte la ca nu și în străinătate. A, categoric. Mm? Categoric. Păi acum studiază să, să, va, a, va fi în Al doilea, va fi al doilea nu sred, dar pe pește. Da, de ce știu eu? Da. Se duce în Grecia, într-o insulă, așa Antamat, întamat locație tot, sparge. da? și în Turcia. Mm -hmm. Deci ca nu sred. Următorul nu sred, dar pe... Nu? Da. Ne amintit că greșesc. Natural, natural a făcut marketing. Pentru că școala de marketing... Bă, e următorul, nu se pe pește. Asta categoric. Nu? Asta categoric. Nu, nu Dar pentru asta deranjează foarte mult. Da? Și eu spun că uh, Horia Constantinescu n-a greșit când i-a put stop. Adică uh, a, a băgat frica în toate restaurantele acum cu, uh, uh, cu chestia asta. În momentul când l-a închis, nu l-a închis numai pe el. Pentru că publicitatea la ăsta este... Uh, neîntâlnită. N-am văzut uh, până acum așa ceva. Uh -huh. Băi, fraților, uite, du -te, uh, uh, dă pe cineva să-ți dea la Timișoara la această oră ce e la, la, la el. Uh -huh. Uh -huh. De seară nu găsești loc la, 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 la masă. Și e luni. Fii atent aici. Uh -huh. Păi băi, nu ne Are în București trei locații, două închiriate de la tine, Taverna da. Racilor Herăstrău și Oyster Baru. Da. Din Nu, nu Oyster Baru e proprietar el. A, ok. Oyster Baru este fostul bar regal Maxim, e cel mai frumos restaurant din România. Da, și Taverna Racilor la Znagov. Da. Plus Timișoara. sau unde bă, la e... mine n-am bă, bă, Timișoara. Timi timi și vezi... atent, că am înțeles că deschide pe Scobar la Cluj. La Cluj, ăla de la Cluj va fi. bate Europa. Da? Fii atent. Totul reclamă, ne amintică. Băi. poate fac mâncare mai bună. Băi, să, Bă, să spun eu de mine. Mă. Bă, să spun de mine. ce locație am avut eu? Băi, l am avut pe la barul regal. Bă, barul cu făcut de carul, cu tunel până în, în palat. Da. Uh, uh, înțelegi din bar? De acolo. Bă, le-am avut pastea. Am încercat toate mâncărurile lumii. Bă, la mine n-a mers. Bă, morde neca, uite, eu ți o spun cinstit. Mm -hmm. Băi, n-a mers. Mă, omul sfințește locul, da, mori, ca și Gigi Băi, cum mai ce locație am avut eu Băi, dădeam Doamne Dumnezeule Eu mă duceam și luam carne maturată Luam asta Nu venea. Și nu stai venea. Și aveai și prieteni Aveai și relații e, Eu aveam așa prieteni că nici nu prea le mai luam bani Și, A, și asta, e, se invers, da, asta se întoarce invers Da, se întoarce invers, înțelegi? Și atunci nu era bine Deci omul sfințește locul, mă Măi, eu n-am putut, am fost în stare și locații criminale am avut. Bă, ne mai pomenite locația. Mm -hmm. Dar asta e, e, milionar acum pe Scobar, nu? Uh, la ce are aici, nu? Păi, bă, anul trecut a avut cifră de afaceri 7-8 milioane de euro. Păi, stai și îți dai seama ce tot deschide. Că ce da. care și sushi în mor lângă taverna din Asta va fi cel mai de lux. Și la Cluj și că rupe. dar ăsta din București. Sushi în mor ăsta? Su, sushi a, a fost, ea după un concept, a adus un bucătar, de 7.000 de euro salariu. Serios? Da? Așa, plătește. Așa, ai plă... păi, cum e bă? plătitor? Păi, păi, ce voi să masochiști ăștia toți care vin de nu știu câte ori să mănânce la el? Uh -huh. Păi dacă... El le spune, a, a pus o singură întrebare. Dom'le, spuneți-mi unul care s-a îmbolnăvit în restaurantele mele. Uh -huh. Și cu asta închide gura la toată lumea. Da, dar ce fel de om e? Ce fel de tip e? Este un tip Gigi Becali. Da? Gigi Becali în miniatură, vă spun de acum. Uh -huh. Adică, darnic... Dă bani la uh, toată, lume? uh, toată lumea, uh -huh. dă mâncare la peste 50 de săraci. Asta nu spune nimeni. Băi, ce faci bine ca și pe Becali. Îl înjură, o parte îl înjură, dar marea uh -huh. parte îl, 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 îl și felicită pentru așa, și ăsta. Înțelegi? Dar că i-a pus talpă, ăsta, uh -huh. și-a făcut bine lecțiile, Hoia Constantine, știi. Și-a făcut bine lecțiile. Și părerea mea că... A, a că... ajuns și Horia Constantinescu cunoscut. I-a -a pus talpă când trebuia. Mă, e tânăr și poate să devină un politic o, exact. o tare. I-a pus că are, talpă când trebuia. Am văzut că are verbul cu el. Da, 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 da.